Bună ziua, Maia Sandu, candidat surpriză la președinția României, este un scenariu de laborator la care se lucrează. Marcel Ciolacu spune că nimic nu ar împiedica-o pe Maia Sandu să candideze. Președintele PSD crede că cel mai bun candidat de stânga ar fi un intelectual și mărturisește că se gândește la Ion Cristoiu, oricât de surprinzător vi s-ar părea. Le mulțumesc invitațiilor mei de la această oră. Ni se alătură scriitorul Mihai Neamțu. Bună ziua, domnule Neamțu, vă mulțumesc. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. De asemenea, deputatul PSD Gabriel Zetea este în legătură telefonică directă cu noi. Bună ziua, domnule Zetea, mulțumesc. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Domnule Zetea, cu dumneavoastră aș vrea să încep. Domnul Ciolacu ne-a surprins spunând că este în căutarea unui candidat la președinție pe care l-a definit ca fiind un intelectual. A pomenit și numele lui Ion Cristoiu. Ce să înțelegem? Că domnul Ciolacu nu are de gând să candideze. Asta e prima concluzie. În primul rând, dați-mi voie să-l felicit pe președintele PSD, Marcel Ciolacu, pentru că a reușit să surprindă o bună parte a presei, vorbind până la urmă într-un alt fel decât era obișnuit Partidul Social Democrat să comunice atunci când vine vorba despre candidații la alegerile prezidențiale. Nu știm cât de sincer e, adică a căutat doar să ne surprindă, să ne șocheze sau e sincer? Nu, e sincer și pot să vă confirm că acestea sunt și discuțiile din interiorul Partidului Social Democrat. PSD a învățat foarte mult, spun eu, și s-a maturizat în ultimii 20 de ani, când PSD a tot pierdut alegerile prezidențiale, în turul 2, având candidați din interiorul partidului, oameni care polarizau foarte mult electoratul. Am înțeles acest lucru, am înțeles că nu trebuie să impunem neapărat viziunea pesediștilor, restului românilor, și de aceea este nevoie de a avea candidat susținut de către Partidul Social Democrat, o persoană care să împace mai mulți oameni, care să fie plăcut de o cât mai mare parte a electoratului din România. Iar asta nu înseamnă că trebuie să fie membru al Partidului Social Democrat, poate să fie un intelectual care are vederi de stânga, care se pliază pe sentimentele Partidului Social Democrat, pe viziunea PSD în ceea ce privește felul în care trebuie să fie condusă România, să susțină ideile Partidului Social Democrat, dar nu trebuie să fie neapărat înregimentat politic. În acest sens, deja se și lucrează în PSD și nu e prima dată când spunem acest lucru, cam de vreun an de zile s-a constituit în interiorul PSD un grup de lucru care lucrează la un nou statut a partidului, statut care în acest moment este și dorința președintelui PSD, Marcel Ciolacu, va cuprinde o modificare prin care candidatul la alegerile prezidențiale din partea Partidului Social Democrat nu trebuie să fie membru PSD. Vor fi alegeri în fiecare organizație județeană, vor fi oameni care se vor înscrie, vor putea să fie votați de către toți membrii de partid. Încercăm să facem o consultare cât mai largă a fiecărui membru a Partidului Social Democrat, ca să vedem părerea lor, că pe cine ar dori ei să susțină. Și repet, nu trebuie să fie neapărat un membru al Partidului Social Democrat. Ăsta este un lucru asupra căruia am cam căzut de acord deja. Domnule Neamțu, cum ar trebui să arate acest intelectual pe care îl caută PSD? Dumneavoastră veniți din tagma intelectualilor. Da, de dreapta însă, nu de stânga. De dreapta, și probabil că aici trebuie să ne lămurească liderul PSD dacă se referă la vechea stângă, cum eu am impresia, și dacă nu cumva are în vedere și noua stângă, fiindcă sunt diferențe majore între discursul PSD, care este mai degrabă conservator, pro-familie, pro-biserică, pe alocuri, și discursul noii stângi, radical, mai ales la Bruxelles sau la Washington, auzim voci ale stângii radicale care neagă chiar și existența a două sexe biologice, cel de bărbat și cel de femeie. Dar revenind la întrebarea dumneavoastră, felicit PSD-ul pentru că, într-adevăr, 30 de ani au însemnat ceva pentru liderii actualei socialdemocraților. Gândiți-vă că în 1990 se striga moartea intelectualilor pe străzile din București. Și gândiți-vă că mineriadele chiar au lovit în intelectual, de aceea am și văzut sute de mii de absolvenți de studii superioare care au plecat din țară. Revenind însă la PSD, poate că n-ar fi rău să înceapă numind intelectuali la ICR, eu știu, Londra, la ICR, Istanbul. Ar fi bine să începem cu intelectualii acolo unde ei sunt chiar chemați să facă treabă, de pildă la exportul de cultură românească în străinătate, și să renunțăm la această republică sinecuristică
care este transpartinică, din păcate, și care promovează nulități sau incompetența pe largi sectoare ale deciziei guvernamentale sau pur și simplu politice din țară. Deci cred că nu e o idee rea. Evident, nu am cum să nu observ că un om care ar fi, să spunem, precum Ion Cristoiu, marcat de un trecut dinainte de 89, s-ar putea să nu capteze atât de mult un public larg. PSD-ul, la modul cel mai serios, are șansa reală, având în vedere moștenirea lui Klaus Iohannis, având în vedere prăbușirea PNL-ului sub conducerea actuală, militarizată, a cuplului Ciucă și Dr. Bode, sub prăbușirea vertiginoasă în sondaje, nu cred că e complicat pentru PSD să câștige alegerile din 2024, mai ales că probabil vor demoniza candidatul AUR și atunci toată suflarea română va veni să salveze democrația votând candidatul PSD. E o șansă reală pe care cred că PSD-ul va fructifica. În ideea în care va fi un tur 2... Dacă îmi permiteți o completare la ce a spus domnul Neanțu, apreciez foarte mult felul în care transmite în spațiu public mesaje, chiar dacă sunt mesaje de dreapta. Până la urmă, dialogul constructiv între stânga și dreapta este un lucru absolut obligator dacă dorim să existe o democrație funcțională. PSD n-are nicio formă, sub nicio formă, nicio legătură cu stânga radicală americană, care e extrem de departe de ceea ce își doresc marea majoritate a românilor, din punctul meu de vedere. Asta nu înseamnă că nu suntem un partid social-democrat cu viziune europeană, care luptăm pentru integrarea fiecărei minorități, pentru egalitatea de șanse, egalitatea de gen între absolut toate persoanele. Suntem un partid social-democrat care ne dorim acest lucru, ca toate minoritățile să fie integrate, dar sigur nu la nivelul la care se duce discuția în acest moment în Statele Unite ale Americii și care, repet, acea discuție este extrem de departe de preocupările românilor din acest moment. Da, e pică bine, e previzibilă această precizare pe care ați făcut-o, dar e bine că ați făcut-o. Domnule Neamțu, despre acest scenariu, Maia Sandu, candidat la președinție, n-a fost întrebat întâmplător domnul Ciolacu ce părere are? Se tot discută despre această ipoteză. E clar că această discuție este rezultatul unui context geopolitic foarte dificil. Nimeni nu cred că are foarte multe semne de întrebare când vine vorba de intenția Moscovei de a controla cât mai mulți politicieni, chiar și la Chișinău, nu doar la Kiev sau în alte țări care sunt vecine cu fosta URSS, cu actuala Federație Rusă. Intenția Kremlinului este aceea de a opri elanul unionist de orice fel și cu siguranță perspectiva sănătoasă pentru Republica Moldova ar fi aceea de a se integra în Europa prin, repet, unirea cu țara mamă, cu România. Și dacă în 2024 am asistat la un asemenea moment, cu adevărat s-a repetat scenariul din 1859, dacă nu mă înșel, care l-a avut ca protagonist pe Alexandru Ioan Cuza, cel care a fost proclamat de adunările ad hoc chiar aici, în dealul Mitropoliei, unde mâine voi avea o conferință cu profesorul Papahagi de la 18:30, a fost proclamat în dealul Mitropoliei, spuneam, ca domn al celor două țări, un om care avea profunde sentimente patriotice. Maia Sandu nu știu dacă este intelectual, probabil că nu din perspectiva asta a fost propusă ca o posibilă candidată, ci din perspectiva, repet, unionismului, care este din ce în ce mai precumpănitor, să spunem, în discursul politic actual. Chiar și Marcel Ciolacu a subliniat ieri, domnule Zetea, că este unionist, că își dorește o unire a României cu Republica Moldova. Dumneavoastră, ce părere aveți despre acest scenariu? PSD este un partid unionist, un partid care își dorește România Mare, care a luptat pentru aceste lucruri, inclusiv atunci când se afla sau se află în cadrul Guvernului României și are la dispoziție puterea executivă pentru a-și face ceva. În acest moment, Guvernul României face foarte multe lucruri și prin ministrii Partidului Social Democrat, pentru ca Republicii Moldova să meargă mai bine. Iar acest ajutor este acordat evident și președintei Maia Sandu, care are în acest moment o situație extrem de dificil de gestionat în Republica Moldova, iar România ajută Republica Moldova din punct de vedere energetic, din punct de vedere a sprijinului financiar pe care îl acordăm zilnic Republicii Moldova. Nu există țară pe suprafața pământului care să facă mai multe lucruri pentru Republica Moldova, pentru că facem acest lucru pentru un pământ românesc. Absolut de acord cu dumneavoastră. Dar una e una, alta e alta. Cum s-a ajuns ca Maia Sandu, la ideea ca Maia Sandu ar putea să fie candidat la președinția României?
Acum, nu știu dacă ăsta este un scenariu real, eu nu știu dacă Maia Sandu își dorește, sau ea sigur nu este un intelectual de stânga, adică nu se potrivește neapărat cu ceea ce a spus Marcel Ciolacu. Deci Partidul nu ar fi de... candidatul PSD, asta să înțelegem. Dar nici domnul Cristoiu nu este neapărat candidatul pe care Partidul Social Democrat l-a ales. Este o idee pe care dorim să o îmbrățișăm în perioada următoare, o construcție politică pe care vrem să o facem. Persoana rămâne să o identificăm în perioada următoare. Sigur, prin sondaje de opinie care se vor face, prin analize sociologice, prin procesul de vot care va exista în interiorul Partidului Social Democrat. Acum, dacă va exista o construcție națională prin care toate partidele politice din România s-ar pune de acord că un astfel de demers, o candidatură comună a unei singure persoane în România și în Republica Moldova poate duce la procesul de unificare și ăsta este un proiect național al României la care participă toate partidele politice și întreaga clasă politică, asta este o altă discuție care evident trebuie avută și care nu e neapărat de neglijat. E interesant ce spuneți. Deci ar putea exista un candidat comun pentru România și Republica Moldova? Asta dacă asta este dorința clasei politice și a poporului român, eu nu cred că există vreun partid care s-ar putea sustrage de la o astfel de inițiativă, de un proiect politic a României mari. Dacă asta este construcția, toate partidele vor participa, indiferent de cum se numește partidul respectiv. Domnul Neamțu, ce părere aveți despre scenariul domnului Zetea? Da, până acolo mai este și absolut. Eu cred că va mai curge ceva apă și pe Dâmbovița, pe râul Dâmbovița și în alte locuri ale României. Trebuie să spunem că, din păcate, numărul de cetățenii care au fost acordate cetățenilor basarabeni, cetățenii românești, a scăzut adesea, de pildă pe vremea domnului Victor Ponta a existat o scădere dramatică din acest punct de vedere. Trebuie să spunem că dacă Traian Băsescu a fost un președinte unionist, Klaus Iohannis nu a demonstrat această tendință, repet, de îmbrățișare a unui destin comun pentru cele două părți ale Moldovei lui Ștefan. Aș mai spune că până rezolvăm problema în 2024, ar fi rău să intervenim chiar și la Kiev pentru apărarea drepturilor românilor din zona Cernăuți. Cred că dacă domnul Zelenski a primit atâta sprijin din partea României, ar putea să aibă mai mult respect pentru drepturile minorităților române, chiar dacă este o perioadă de război. După cum vedeți, sunt acuzați români mari, precum Mircea Vulcănescu, că au făcut greșeli în perioada de război și s-au făcut greșeli mari și grave în perioada războiului al doilea mondial în țara noastră, dar mă tem că aceste greșeli se pot întâmpla și în alte locuri, inclusiv la Kiev, când, repet, vine vorba de românii care nu mai au astăzi nici măcar posibilitatea de a-și trimite copiii la școală în limba română într-o localitate precum localitatea Mahala de lângă Cernăuți. 10.000 de români nu mai pot să-și trimite copiii la școală și să învețe româna. Deci, asistăm la un proces de denaționalizare a multor români din marginea țării noastre și până în 2024 ar fi bine să vedem o diplomație mult mai curajoasă și încă ceva, încă o dată revin, fac domnului Zetea această explicită rugăminte, fiindcă știu că intersectează adesea nu doar memoria lui Nicolae Steinhardt, maramureșanul nostru drag, ci și preocupările Comisiei de Cultură. Domnule Zetea, vă rog foarte mult să analizați felul în care sunt făcute numirile la cele mai înalte, să spunem, eșaloane ale Institutului Cultural Român, unde nepotismul este în floare. Când veți avea și la Londra, și la Istanbul, și la Paris intelectual veritabil care să exporte cultura română în diaspora de aproape 8 milioane de români, îl citez acum pe domnul ministru al românilor de pretutindeni pe care PSD-ul susține, atunci voi crede că PSD-ul își dorește cu adevărat un proiect național. Da, și un intelectual candidat la președinție. Nu e rău, nu era propunerea noastră deloc, domnule Neamțu. Domnule Zetea, vreau să vă mai întreb ceva. Nu știm prea multe despre rocada asta. Știm că sunt viziuni diferite. Știm că PNL și PSD au abordări pragmatice din perspectiva propriilor interese. Dar ne-a spus domnul Ciolacu faptul că și-l dorește pe domnul Tudose înapoi. Ce ne puteți spune?
Nu că și-l dorește. Eu, din câte știu, asta va fi și realitatea. Mihai Tudose a făcut o echipă foarte bună alături de Marcel Ciolacu atunci când Mihai Tudose era prim-ministru și acum e momentul să întoarcă favorul. Atunci când domnul Ciolacu va fi, începând cu luna mai, prim-ministru al României, domnul Tudose să vină de la Bruxelles, să intre în guvern și să dea forță și greutate, domnul Tudose fiind un om de executiv, un om care știe să pună punctul pe ei și un om extrem de pragmatic, exact cum își dorește Partidul Social Democrat să arate guvernarea atunci când dă primul ministru. Se va întâmpla această rocadă, mai sunt câteva luni de zile până atunci sigur că vor fi speculații, sigur că vom avea Unde mai precis să vină domnul Tudose? Că e considerat așa un fel de persoană providențială, e ubicu, se vorbește despre el la economie, la apărare, la energie, cine știe poate, dar nu, că la internet tot la colegii noastre de la PNL rămâne jocul, vă rog. Acolo unde va stabili Marcel Ciolacu care are nevoie de ajutor. Eu nu cred că Mihai Tudose este o persoană care să strâmbe din musteață în momentul în care se propune că e nevoie de ajutorul lui. Va veni și va face treaba acolo unde este locul pe care îl va stabili președintele Marcel Ciolacu, sigur împreună cu colegii din Partidul Social Democrat, din conducerea PSD, în momentul în care se vor vota pozițiile de miniștri în noul guvern. Important este că, și vreau să înțelegem un lucru, PSD a intrat în această guvernare în primul rând pentru a asigura stabilitatea guvernării, într-o perioadă de maximă instabilitate regională, având în vedere războiul din Ucraina. Iar acest lucru duce la creștere economică. Stabilitatea este apreciată în mod deosebit de mediul economic. Am avut în toată această perioadă, în ultima lună de zile, fiind mai mult acasă decât la Parlamentul României, fiind în pauză, până la urmă, de ședințe de plen la Parlament, am avut timp să mă întâlnesc cu oamenii de afaceri. Da. Ei apreciază asta, stabilitatea pe care oferă această guvernare, așadar avem obligația împreună cu Partidul Național Liberal să facem o tranziție rapidă, o tranziție corectă, să respectăm înțelegerile și să oferim mediul economic românesc în continuare stabilitate. Nu vă contrazic, domnule Zetea, poate că e apreciată stabilitatea, dar nenumăratele bâlbe pe care le-ați livrat românilor, chiar dacă sunteți într-o coaliție solidă și, din păcate, imbatabilă pentru cei nemulțumiți, nenumăratele reveniri asupra legilor, asupra unor chestiuni cu care ne confruntăm zi de zi, arată că e nevoie și de transparență și de grijă și de predictibilitate față de oamenii simpli în relația cu autoritățile. E bună stabilitatea, avem nevoie, dar e nevoie de mai mult. De aceea v-am spus că Partidul Social Democrat cel puțin își va face treaba propunând în guvern oameni pragmatici și oameni hotărâți. Oameni care gândesc de două ori înainte și apoi taie o singură dată. Nu cum am făcut în ultima perioadă, în ultimul an de zile, în ceea ce privește energia. Unde, într-adevăr, pe piața de energie au fost atât de multe modificări, atât de multe reveniri la legislație, încât s-a creat foarte mult haos. Și aici mai avem cu adevărat mult de muncă, pentru că nu avem un ministru care să fie suficient de respectat sau care să cunoască foarte bine domeniul. La cine vă referiți? La cine? La domnul ministru Virgil Popescu. Adică nu cred că ne ascundem după deget că există foarte multe nemulțumiri, nu în interiorul Partidului Social Democrat, în PNL, pentru că nu există coleg în Parlamentul României din partea Partidului Național Liberal pe care să-l fi auzit vreodată să fi spus că este mulțumit de felul în care a acționat domnul Virgil Popescu, de felul în care a dat ordonanțele de urgență, întârzierile pe care le-a avut, bâlbele care au fost, revenirile care au fost, schimbările de tarife constante care au fost pe piața de energie, faptul că nu a acceptat de la început, de acum un an și ceva de zile, soluțiile pe care PSD le-a pus pe masă, soluții pe care le-a propus inclusiv Comisia Europeană ulterior, iar apoi a ajuns tot la cuvintele Partidului Social Democrat, asta ne încurcă și pe noi, ca și Partid Social Democrat, și pe Partidul Național Liberal, pentru că, în primul rând, domnul Virgil Popescu e membru a Partidului Național Liberal, dar încurcă românii și mediul economic. Domnule Namțu, care explicația dumneavoastră? De ce se încurcă marea coaliție, cea mai solidă coaliție, în niște oameni?
Da, eu aș spune că e coaliția mediocrității, pentru că există stabilitate inclusiv când vine vorba de inflație. Inflația e stabilă, dacă nu cumva în creștere, și asta îi necăjește pe români. Există de asemenea un eșec catastrofal când vine vorba de politica externă, iarăși neasumat, toată lumea se face că plouă, dar Schengen este un eșec. După 10 ani, iată, aproape 10 ani de mandat al lui Klaus Iohannis, care este până la urmă arhitectul politicii externe, constituțional vorbind, președintele României este arhitectul politicii externe, am înregistrat acest glorios eșec care nu poate fi corectat în 2023, oricât ar spune propaganda de partid și de stat acest lucru. Presa a fost cumpărată, nu există un climat de libertate. Opiniile sunt selectate adesea sau preselectate și lucrul ăsta deranjează. Încă ceva, avem o prăbușire demografică, aici nu mai e stabilitate, da? Este o involuție demografică care condamnă România la o situație fără precedent. Suntem, din punct de vedere al, să spunem, al randamentului biologic ca națiune, suntem unde eram în 1938. E un regres, nu e un progres. Suntem o țară care traversează o iarnă demografică și avem un minister al familiei care nu știu exact cu ce se ocupă, dar n-am auzit nicio soluție concretă la stimularea aceasta din punct de vedere demografic a unei creșteri naturale. Deci țara nu o duce bine, ne împrumutăm la cote fără precedent în toată Europa de Est, ne împrumutăm pe termen lung, atenție, nu pe termen scurt, cu niște rate ale dobânzii foarte ridicate și lucrul ăsta condamnă puținii copii care se mai nasc în România la această povară, nu a libertății, ci la povara datoriei publice pe care ei nici măcar nu au făcut-o. Copiii nu votează, dar adulții care se împrumută în numele lor, imoral din punctul meu de vedere, aruncă această povară peste viitor. Domnilor, va trebui să ne oprim. Vă mulțumesc mult pentru intervențiile dumneavoastră. Facem o foarte scurtă pauză. Am aflat astăzi că au ajuns în România avioanele spion ale NATO, deci țara noastră va fi survolată de aceste avioane spion care trebuie să adune informații importante, strategice pentru Alianța Nord-Atlantică în legătură cu mișcările de trupe din această zonă foarte importantă pentru contextul războiului în Ucraina. Ne întoarcem. Acțiunile rușilor pe frontul din Ucraina vor fi monitorizate cu ajutorul unor avioane spion trimise de Germania în România. Țara noastră va fi survolată de aceste avioane care urmează să culeagă informații foarte importante. Avem o legătură directă cu domnul colonel Ion Petrescu. Bună ziua, domnule colonel, vă mulțumesc mult! Să rămână, mulțumesc frumos pentru invitație! Avioane care vor executa în perioada următoare zboruri de supraveghere pe teritoriul țărilor membre NATO, ele au fost aduse în România. Pentru țara noastră face parte din ecuația întăririi flancului de est? Cu siguranță că este vorba de evitarea surprinderii strategice atât pentru România, cât în general și pentru NATO, pentru că țara noastră are un teritoriu apărat de Alianța Nord-Atlantică. Reamintesc un fapt de interes general. Faptul că aceste trei avioane de tipul E-3A au acționat anterior pe obite suprapuse și au reușit o acoperire completă, deci o imagine de ansamblu a Europei Centrale. Pe cale de consecință, aceste trei avioane de același tip, care vor avea baza la Otopeni, vor putea acoperi complet Europa de Est și vor da la Mons, la Comandantul Suprem al Forțelor Armate din Europa, atât date despre dinamica trupelor ucrainene și ruse pe frontul de est, cât și a celor din Belarus și Kaliningrad, dacă acelea au mișcări neobișnuite. Pentru ca să fiu mai concret, asemenea avion poate să detecteze ținte probabile de zbor joase pe o rază de 400 de kilometri, dar și ținte aflate la o altitudine medie pe o rază de 520 de kilometri. În general, un asemenea avion are în jur de 8 misiuni, dintre care dumneavoastră ați amintit avertizarea timpurie a agresorului și supravegherea spațiului aerian, dar să știți că asemenea avioane sunt în măsură să și asigure comanda și controlul unităților aeriene militare pe timpul operațiunilor și exercițiilor de luptă,
să participe la operațiuni de căutare și salvare, să exercite controlul și coordonarea spațiului aerian și aeronavelor care sunt prezente în acesta. Domnule coronel, întrebarea, de ce acum? De ce acum au venit aceste avioane? Se teme NATO de lovitura Rusiei la acest început de an? În primul rând că NATO nu se teme de Federația Rusă. NATO este o alianță defensivă și a optat, așa cum s-a decis la summitul de la Madrid, pentru sprijinirea în continuare a luptei de eliberare a poporului ucrainean, o luptă dusă pentru scoaterea trupelor de invazie din cele patru oblasturi parțial ocupate de forța expediționară trimisă de Kremlin în fosta Republică Sovietică Socialistă Ucraineană. Există însă clar perspectiva ca luna martie să asistăm la o ofensivă rusească declanșată cel mai probabil în zona Donbasului, cu temporizare pe frontul din Zaporoje și cu o defensivă puternică în Herson. În același timp, există intenția armatei ucrainene să realizeze o pătrundere masivă în zona oblastului Zaporoje pentru a separa trupele ruse din estul Ucrainei de cele care sunt la nord de peninsula Crimeea și în peninsula Crimeea. Pentru aceasta, ambele armate și-au măsuri. Pe de o parte, Rusia va aduce în Ucraina încă 150.000 de militari, iar Ucraina va aduce de la instruire militarii care la ora actuală sunt pregătiți după standardele NATO în Marea Britanie, în Franța, în Germania, în Polonia. Această confruntare masivă va genera mișcări importante de trupe pe teritoriul Ucrainei, probabil și pe teritoriul Belarusului și, într-o oarecare măsură, nu excludem și mișcări de trupe în Kaliningrad și atunci aceste avioane vor oferi în timp util imaginea reală a dispozitivului de luptă pentru care a optat Moscova ca să-și atingă țelul imperial de a supune cu orice preț Ucraina, in integrum. Vă mulțumesc foarte mult, domnule coronel, pentru explicațiile dumneavoastră. Am înțeles de ce au venit acum în România aceste avioane spion. Facem o scurtă pauză și ne întoarcem. O informație interesantă, guvernul ar fi găsit până la urmă portița pentru a obliga OMV Petrom să plătească o taxă de solidaritate. Potrivit unor surse, guvernul ar urma să modifice ordonanța de urgență prin care este reglementată plata acestei taxe. Ieri, după amiază, în urma unei întâlniri care ar fi avut loc între domnii Ciucă și Ciolacu, ar fi bătut palma asupra acestei soluții. Despre ce e vorba, vă spunem la ora 14.